găsit la o nouă ediție de One to One. Astăzi vorbim despre un sport care prinde tot mai mult contur în România, automobilismul, și nu orice fel de automobilism, ci automobilismul de epocă. Ei bine, iată că avem pasionați de această ramură sportivă, inclusiv în Târgu Mureș, iar în această seară vom sta de vorbă cu Ioan Plămădială, președintele Asociației Clubului Sportiv MNP Racing din Târgu Mureș. Ioan, bine ai venit în One to One. Bine te-am găsit. Iată că nu am mai avut parte de asemenea invitați din zona automobilistică și mai mult din partea retro a automobilisticii locale sau nu neapărat, pentru că știu că tu și colegii tăi concurați la campionatele naționale, dar avem multe de discutat și de aflat în această ediție de One to One. Iată că vorbim despre mașini, mașini acum, probabil mașinuțe în trecut când erai copil, nu? Exact. De la mașinuțe de jucărie am ajuns la mașini reale. Până la urmă, iată, ține de evoluție, exact. De la mic la mare, nu? Exact. Tot un fel de jucării sunt, dar pentru oameni mai mari și pentru oameni care își pot permite mai multe, pentru că nu e deloc ieftin domeniul în care activezi. Corect. Ai avut în familie un istoric când vine vorba de automobilism sau ai dus tu această, să zic, pasiune pentru motoare, la modul general, pentru mașini în familie? Această pasiune a venit în timpul facultății, în familie. Nu am pe nimeni cu acest... Iată că ești deschizător hobby. De drumuri. Exact. În timpul facultății... Lucrând și încercând să îmbunătățim, să zic așa, mașinile noastre, mașinile colegilor, când se mai stricau, le reparam noi, pentru că viața de student nu-ți oferă multe posibilități și trebuie să te descurci. Oh, da, știu și eu și noi toți cei care am trecut prin etapa respectivă. Atunci, încet, încet am început să învăț alături de colegii mei și am decis ca după terminarea studiilor, când se va ivi posibilitatea și când voi putea, să încep acest hobby legat de mașinile istorice, restaurarea lor și respectiv participarea cu acestea la diferite competiții. Interesant tare domeniul în care voi activați și pentru că tot ai pomenit de școală și de viața de studenție, unde ai făcut școala și ce anume, pentru că vreau să știu dacă se leagă lucrurile, adică formarea ta cu pasiunea și activitatea din prezent. Da, au legătură. Am terminat la Universitatea Transilvania din Brașov. Am absolvit inginerie mecanică și mai apoi masterul în inginerie virtuală în proiectarea automobilelor. Deci ești chiar acolo pe felie, da. Ioane. Chiar și acasă. Acum activez ca inginer mecanic proiectant. Cum e lumea asta a inginerilor proiectanți din domeniul auto? În Târgu Mureș. Că poate dacă ai fi la Pitești, aș înțelege, sau la Craiova, acolo unde se mai produc în România mașini, dar freelancer? Nu, am trecut prin mai multe stadii, am făcut un internship de 3 luni la o firmă de design interior din München, care lucra în colaborare cu BMW și atunci am putut să învăț exact ce se cere pe piața automobilistică în această vreme. Și mai apoi, după terminarea studiilor, am angajat la Brașov, tot ca inginer proiectant, dar de data asta pe partea Renault, acaparând și acolo experiență. Acum 2 ani am reușit să-mi încep propria afacere în acest domeniu.
Ce frumos. Prototipare rapidă, proiectare 3D și printare 3D. Și tot în zona auto e și business-ul tău actual? Are o parte, o legătură și pe partea auto cumva se leagă și cu domeniul asociației și clubului sportiv. Încercăm să readucem la viață unele piese care au ieșit din producție din domeniul auto pentru mașinile istorice, căutând schițe, piese rămase stricate, noi le reproiectăm, le scanăm, facem un proces de reverse engineering, iar după aceea le printăm 3D dintr-un material propice pentru a rezista în mașini. Efectiv. Și materialul cu care se printează este din? De obicei lucrăm cu materiale reciclabile, cum ar fi PET-ul. E un material reciclat din PET-uri de plastic. Sau cu ABS. ABS-ul este exact materialul folosit la elementele de plastic dintr-o mașină. A, deci doar ornamente, să înțeleg. Doar ornamente piese funcționale pe partea de mecanică mai... Piese de interior, aș zice mai mult. Piese de interior care nu trebuie să fie rezistente la o căldură foarte mare. Dacă vorbim de piese din compartimentul motor care sunt supuse unor solicitări, atunci noi efectuăm doar proiectul, doar modelul 3D și îl trimitem mai departe la partenerii noștri care le produc din metal sau din dur aluminiu sau exact. Ce alte materiale se mai folosesc. Exact. Foarte, foarte interesant domeniu, bine nișat și aș îndrăzni să spun că și de viitor, că până la urmă exact. E tot mai mare cererea în zona tehnică din câmpul muncii și iată că mai sunt și oameni tineri și... care intră în acest domeniu. Da, și într-o continuă dezvoltare, tot timpul apar lucruri noi, tehnologii noi. Absolut. Care într-un fel ușurează și îți dă posibilitatea să creezi mult mai mult și obiecte mult mai complexe. Suntem live, iată, cu un inginer din domeniul auto, pasionat de automobilistică, cu care discutăm despre retromobilul, ce mai înseamnă el în ziua de astăzi. Și spuneam, suntem live pe paginile de Facebook One to One și Ovidiu Mita și de asemenea tot live pe grupurile Ieși din Târgu Mureș Dacă și Mureș 24. Această întâlnire o puteți urmări și pe canalul nostru de YouTube, One to One, în scurtă vreme după ce ea se va încheia și de asemenea tot în aceleași coordonate și pe canalul nostru de Spotify, One to One by Ovidiu Mita. Și mă îndrept la invitatul meu, Ioan, și aș vrea să te întreb care este prima ta amintire cu o mașină sau amintirea cu prima mașină pe care o ai? Amintirea cu prima mașină. Probabil mașina părinților. Exact, probabil mașina părinților. Era o Dacia pickup 4x4 care mi-aduc aminte că mergeam în vacanțele de vară la bunici, Republica Moldova, fiind basarabean. Exact. Fiind un drum lung, petreceam foarte mult timp în acea mașină. Și fără aer condiționat, evident. Fără aer condiționat, se mai strica câte un pic pe drum, făceai câteodată pauze mai lungi decât îți propuneai, dar la momentul același deservea scopul. Da, fără discuție și noi cei care suntem născuți înainte de anii 90, am cam prins daciile cu care multă lume își făcea casă, își aducea cartofii de pe câmp și mai mergeau și la iarbă verde, de ce nu, cu familia. Când vine vorba de o mașină sau, mă rog, de acea mașină sau de acele mașini, primele de care ți-aduce aminte, era mai important sunetul sau forma mașinii? Ce te atrăgea? Pentru că știm, pentru unii important imaginea, pentru alții sunetul, dar vreau să știu pentru tine cum era. Acest aspect e important și sunetul,
și forma mașinii. Depinde despre ce mașină. Să fie simbioză, zici. Exact, să fie o simbioză, să se unească ambele caracteristici împreună și să formeze un tot, un produs excepțional. În vremea respectivă și a copilăriei tale, oarecum în genere, vorbim de generația noastră, ca să zic așa, și în Republica Moldova, dar și în România acelor ani, erau multe trabanturi. Ai condus așa trabanturi, ceva? Trabanturi, lade. Da. Trabant, sincer, până acum n-am avut ocazia niciodată să conduc. Dar Lada, cred că a fost prima mașină pe care am condus-o. Da, o, Republica Moldova, ele, Lada, de înțeles că erau omniprezente, da, acolo. O Lada Niva, foarte, să zic așa, foarte șubredă. Era mai mult o distracție, să zic, la acea vreme. Despre trabant, că tot l-am adus în discuție, se spunea că de la ulei de gătit merge cu orice în sus. Este adevărat? Pentru că, iată, tu ești chiar inginer în profilul auto și poți să ne spui. Să poți să răstori un mit. Că mai mult e un mit. Aha. Mai mult e un mit. Și despre spiritul medicinal se spunea că ajută trabantul la propulsie. Acela poate da. Poate da, pentru că concentrația de alcool face o ardere mult mai bună și mult mai puternică în motoarele cu ardere internă. Deci spiritul probabil că da, uleiul. Deci iată că un mit l-am distrus în această seară. Apropo de această seară, pentru că suntem live pe atâtea medii, Avram Cristian ne salută și îi mulțumim că este alături de noi. Vă mulțumim și vouă celor care sunteți alături de noi și veți fi alături de noi, pentru că această emisiune merge și în YouTube, dar și în Spotify și de altfel în încă 5 platforme de podcast cele mai consacrate, ca să zic așa. Și dacă ne întoarcem la mașini și la trecutul tău și la copilăria ta, ce te-a făcut să prinzi drag de acest domeniu? Că până la urmă, orice am face, există așa un factor declanșator în noi, în fiecare. Pentru tine, care a fost acest factor declanșator când vine vorba de mașini? Inclusiv, iată, școala ai făcut-o în acest domeniu. Factorul declanșator, să zic așa, a fost dorința de a crea ceva. Tot timpul îmi plăcea să construiesc ceva de la zero, sau dacă găseam, să zicem, o mașină stricată, o jucărie stricată, tot timpul doream să o repar. Și satisfacția asta după ce reușeam era foarte mare. Și în facultate am reușit să transpun, să zic, joaca aceasta în ceva mult mai serios. Și iată că, până la urmă, s-a dus într-un mod de a fi când vine vorba de tine și ți-a dus atât de bine încât ai sau aveți chiar și o asociație. Și vreau să vorbim în continuare puțin despre ea. Cum se numește? Deja văd așa inițialele la tine în piept acolo, în tricou. Cum se numește asociația cărei membru fondator și în bordul căreia activezi? Este vorba de asociația Clubul Sportiv MNP Racing. Este o asociație făcută din pasiune, de trei prieteni cu un hobby comun, și unde dorința tuturor a fost să ducem acest hobby la un nivel cât mai înalt și cât mai profesionist. În ideea de a reuși să construim mașini, să le readucem la viață. Deci acesta practic a fost scopul înființării asociației. Exact, scopul a fost să înființăm asociația, să facem cât mai popular
acest hobby de, cu mașinile istorice și să facem cât mai cunoscut, să arătăm lumii că și mașinile istorice mai pot fi folosite la extrem, aș putea zice. Nu și doar că bătrânețea nu trebuie să te tragă pe dreapta, exact. Nu? Nu doar restaurate și ținute în garaj și probabil scoase la lumina zilei 2-3 zile pe an. Ele, dacă sunt făcute cum trebuie, pot participa și la diferite competiții unde publicul larg le poate vizualiza și aprecia la adevărata lor valoare și frumusețe. Câți membri are asociația voastră? Asociația noastră la activ are 6 membri din diferite domenii de activitate, dar cu același scop, să facem cât mai popular acest sport ce ține de autovehiculele retro. Și când i-ați pus bazele asociației? Asociația s-a fondat în 2020. Plină pandemie? Sau în plină pandemie. Era pe început? De... Era pe ianuarie 2020, da. Am putea spune că începutul pandemiei. Iar în decursul anului acestuia am reușit să o transpunem într-un club sportiv. Și acum suntem un club sportiv cu acte în regulă și afiliați la Federația Română de Automobilism Sportiv. Ținând cont de faptul că aceste entități, asociația și clubul sportiv, necesită un anumit set de acte care nu neapărat se obțin peste noapte, cum a fost acest proces de înființare asociației și a clubului sportiv? E greu? E ușor? Te face statul să pui bazele unor asemenea entități sau e atât de greu încât poate unii se lasă păgubași la un moment dat? Nu a fost ușor, dar cu perseverență și cu oamenii potriviți alături de noi am reușit într-un final să punem bazele clubului sportiv. Cei de la Federația Română de Automobilism Sportiv ne-au ghidat și ajutat foarte mult în ultimii 2 ani și fără ajutorul unor oameni din federație n-am fi reușit să ajungem până aici. Totul ține de perseverență și de dorința de a reuși și a construi ceva frumos, spun eu. Apropo de frumos, ce mașini aveți în acest club sau voi acolo, membrii asociației? Despre ce mașini putem vorbi, că suntem tare curioși? La momentul actual avem 2 mașini pregătite pentru raliul de regularitate, pentru mașini istorice, o Dacia 1300 din 73 și o bătrână doamnă. O bătrână doamnă care a trecut prin multe, aș putea spune, și un Mercedes-Benz E220 din 1992. Iar acum pregătim alte 2 mașini pentru campionatul național de raliuri. Un Mercedes 190 din 87 și un Mercedes C-Class din 1995. Acestea vor fi strict pentru competițiile sportive. Avem în imagini Dacia despre care vorbeai și n-ai cum să nu te gândești la anii copilăriei când o vezi. E de-a dreptul emoționantă chiar. O imagine cu Dacia pe care nu o mai prea vedem pe străzi, iată doar la evenimente de profil. Și, cum spuneam, cei născuți înainte de 90 n-au cum să nu-și confunde
oarecum copilăria cu această marcă și acest model, și aici mă refer la Dacia. Cum se comportă Dacia? Că tot vorbim de Dacia și de competiții, pentru că spuneai că vreți să duceți în zona competițională și mașini la care unii nu s-ar gândi. Cum e Dacia când vine vorba de întreceri sportive? Dacia... Unii este... spune că își ia zborul când... Da. Ea este bună atâta timp cât este reglată corect și toate piesele funcționează și sunt corect asamblate, să zicem așa. Iar pentru acest lucru e nevoie de o anumită școală, să zic, de care noi, fiind mai tineri, nu am avut parte de la început. Așa că până ce să ajungem să cunoaștem toate chichițele acestei mașini, nu ne-a fost ușor, dar acum putem spune că ne descurcăm cu ea și chiar anul trecut am reușit să participăm la un campionat întreg de raliuri de regularitate, unde și să o urcăm pe podium alături felicitări, de ea. Felicitări! Deci, mulțumim! Deci se poate și cu Dacia 1300. Când vine vorba de Dacia și de competiții, trebuie să ne gândim obligatoriu la ranforsări, la modificat suspensii pentru a putea intra în zona competițională? Nu neapărat. Sunt în România și chiar și pe plan internațional, sunt două tipuri de raliuri. Raliurile care auzi toată lumea, unde se merge cu viteză, sunt mai multe etape, și raliurile de regularitate. În special, aceste raliuri de regularitate sunt pentru mașini de epocă și participă doar mașini de epocă, cu o vechime de minim 30 de ani. Iar pentru acestea, e nevoie ca mașina să fie conform din punct de vedere a modului în care producătorul a adus-o pe piață la acea vreme. Iar pe partea de raliuri de viteză, acolo da, vorbim de unele adăugiri la sistemele de siguranță, cum ar fi roll cage-ul. Ce e acest roll cage? Roll cage-ul e un sistem de bare dintr-un anumit aliaj care urmărește toată forma mașinii. Pe interior. Habitaclu. Exact. Ca în caz de accident, habitaclul și locul în care stă pilotul să nu sufere deformat și pilotul să fie în deplină siguranță. Spuneai mai devreme că în primul raliu pomenit de tine, lucrurile sunt lăsate așa, precum erau odinioară și cum au fost scoase mașinile din fabrică. Dacă este să vorbim despre acest aspect, se mai găsesc piese originale pentru Dacia sau trebuie să le faceți voi, să căutați un strungar, să le... Încă, readuceți la funcționalitatea lor? Încă pentru Dacia 1300 se mai găsesc piese. Piesele, chiar dacă sunt vechi, se pot restaura, mare parte din ele. Și e norocul, să zic așa, că am împărțit aceeași caroserie cu un Renault. Și atunci piesele sunt comune și... se pot găsi relativ ușor. Nu foarte ușor, e necesar o anumită căutare, dar da, dacă o anumită piesă nu se găsește, trebuie și se poate construi de la zero. Dar mergând dincolo de piese, oameni care să le mai repare, pentru că acum voi aveți ca și background meseria însăși când vine vorba de automobilism, dar să presupunem că n-ați fi în domeniu și ați fi doar pasionați. Ați găsi în aceste condiții
cu oameni care să le mai repare, pentru că acum cu noile tehnologii și noile mașini, simplitatea dacilor poate că depășește complexitatea mașinilor stufoase din ziua de astăzi și nu mai găsim oameni, sau eu așa cred, că nu s-ar mai găsi cine să le repare. Se mai desfacă un jiglăr, un filtru de aer, cum mulți făceam odinioară. Oameni se găsesc, mai ales vorbind de daci, majoritatea oamenilor din România o cunosc, să zicem, pendelete, dar ateliere profesionale mai sunt câteva prin țară care sunt nișate pe o anumită marcă auto. De exemplu, Mercedes sau Dacia, Renault și așa mai departe. Nu la Târgu Mureș, cred. Nu la Târgu Mureș, exact. Unde anume? La București, de exemplu. De piața e mai mare, e până la urmă, exact, de înțeles. Exact. La București sunt câteva ateliere specializate în mașinile istorice și ei dețin de asemenea și diferite date tehnice, cărți tehnice pentru a-i ajuta să găsească informațiile necesare pentru a repara o mașină istorică. Spuneai mai devreme că dacă trebuie să schimbi ceva la interiorul unei Daci, te folosești de un Renault. La fel este și la motor? Sau ce motor s-ar potrivi cel mai bine cu o Dacia 1300 sau 1310? Motoare de Renault care se potrivesc în Dacia 1300. Vorbim de motoarele puse pe Renault 12. Renault 12 este similar cu Dacia 1300. Ce și bine pentru exact, unii. Exact. Și atunci, bineînțeles că motoarele puse pe Renault 12 sau găsite de pe un Renault 12 se potrivesc și în Dacia 1300. Dar, de exemplu, dacă trebuie să repari un bloc motor sau chiuloasa, ai unde să le rectifici în Târgu Mureș? În Târgu Mureș există mai multe ateliere care sunt specializate în rectificat de motoare, cum ar fi domnii de la Foriș, din Sunt George de Mureș. Ei au o vastă experiență în domeniul acesta. Și noi am lucrat cu ei în diferite ocazii și nu ne-au întâlnit așteptările, să zic așa. S-au ridicat la nivelul așteptărilor. O mașină, ca să treacă proba timpului, cam câți ani trebuie să adune să poată fi numită istorică sau de epocă? O mașină istorică, mașinile istorice, e obligatoriu să aibă împliniți 30 de ani de la momentul ieșirii din fabrică. Când o mașină a împlinit 30 de ani, atunci aceasta se poate înregistra la Retromobil Club România. Se face o înregistrare online cu datele și pozele mașinii. Mai apoi, Retromobil Club România va trimite un reprezentant local să verifice conformitatea mașinii, dacă respectă toate datele tehnice și aspectul din acea vreme. Iar după aceea, toate documentele sunt trimise iarăși la București și dacă totul este în regulă și este în proporție de aproape 100% original, această mașină primește atestatul de vehicul istoric, cu ajutorul căruia mai departe se poate merge la Registrul Auto Român, iar aceștia eliberează o nouă carte cu mențiunea autovehicul istoric.
Și beneficiul se răsfrânge și asupra impozitului? Da, cu noua carte se poate merge la primăria unde este înregistrată fiscal. Mașina. Fiscal, da. Se oferă discount de 100% la impozitul perceput pentru aceasta. Și spuneai că facilitățile merg și înspre CNAIR? Da, mai departe, tot cu noua carte a mașinii, se trimite către CNAIR și nu mai este necesară rovinieta pe drumurile publice din România. Iată, câteva beneficii care oarecum amortizează alte investiții dar și e o recunoaștere minimă a efortului depus în a păstra o mașină 30 de ani în condiții cât se poate de bune, astfel încât ea să ruleze și după împlinirea vârstei de 30 de ani. Cam câte daci mai sunt la noi în oraș, să zicem? Că poate e greu să îți dai seama în județ, dar în Târgu Mureș aveți așa o statistică, măcar așa, statistică, după ochi. Cam câte daci ai văzut în ultimul an? Daci 1300 restaurate corect și funcționale. Eu cred că sunt în jur de 20-25 de bucăți. Nu v-ați făcut un club al dacilor din Târgu Mureș? Nu. Ia uite, o idee. Da, e o idee pe viitor. Da. Să încercăm. Sunt și atâtea locuri drăguțe în oraș unde vă puteți expune dacile, zona cetății sau cine știe, poate la platou sau alte locuri. Acum doar două din ele mi-au venit în minte. Este scump un asemenea hobby pentru că știm că lucrurile de colecție în general costă. Stă treaba la fel și în acest domeniu? Când vine vorba de mașini, chiar și daci de colecție? Da, restaurarea unei mașini e costisitoare. Dar nu la fel de costisitoare cât întreținerea acesteia pentru activitatea pe care o desfășurăm noi cu ele. Pentru că noi, după fiecare etapă și înaintea fiecare etapă, trebuie să ne asigurăm că mașina este 100% funcțională și va rezista probabil și 1000 de kilometri până, de obicei mergem cu aceasta pe roți, până la startul unei etape, care poate fi și la Giurgiu. Să fructificați tot ce se poate fructifica. Și această întreținere e destul de costisitoare și mai ales participarea efectivă la evenimente. Costă să particip? Da. Adică e percepută o anumită taxă de către organizator? Este o taxă de înscriere, exact. Și pe lângă taxa de înscriere mai intră în calcul și logistica efectivă. Să te deplasezi cu o echipă până la locul evenimentului și să te asiguri că acolo ai toate necesitățile asigurate pentru a termina etapa începută. Consumă mult o Dacia? Consumă ulei mult? Combustibil mult? Dacă e refăcut-o corect... Adică să aibă segmenții probleme, așa cum trebuie? Exact, să fie un set motor nou. Noi tot timpul după fiecare etapă îi facem o revizie, schimbăm toate filtrele ca să fim siguri că rezistă cât mai mult posibil. Țin minte cât de mare era sau este filtrul de ulei de la Dacia comparativ cu alte filtre de la alte mărci. Am văzut multe astfel de filtre schimbate în decursul vremii în care m-am lovit și eu de bătrâna Dacie. Dar dincolo de faptul că aveți evenimente de întrecere, parade sunt în România? Da, în fiecare primăvară și toamnă, a fiecărui an, se organizează retroparadă în mai toate județele din România de către cluburile afiliate Retromobil, unde
primăvara marcăm începutul sezonului. De ieșeală. De ieșeală, exact. Se iar toamna marcăm finalul unui sezon frumos. Și începerea hibernării. Și începerea hibernării sau a reparațiilor pentru anul următor. Când a fost la Târgu Mureș evenimentul acesta în care v-ați expus bijuteriile? Retroparada primăverii a fost în luna martie, la început, organizat de Classic Car Club Mureș. Cum reacționează publicul din Târgu Mureș comparativ cu publicul din alte zone? E mai interesat sau e mai pasiv de ce se ascunde în capotă și în mașină în genere? Să știi că chiar weekendul acesta am discutat cu colegul meu, cu Mihai Maier, la prima etapă a raliului de regularitate organizat în Târgu Mureș, pentru că la startul etapei am văzut o mulțime de oameni, sincer, nemai întâlnite la nicio altă etapă din țară. Și chiar la Târgu Mureș, parcă s-a format în anii recenți această cultură, când există o retroparadă sau un eveniment cu mașini, cu mașini retro, publicul să fie foarte numeros și foarte interesat. Tot timpul veneau oameni la noi, ne întrebau despre mașină, câți ani are, ce motor are, cum merge și așa mai departe. Deci iată că avem un interes când vine vorba de autoturisme, automobile, de concurs, mai mult sau mai puțin noi, mai mult sau mai puțin vechi. Și apropo de întreceri și de automobilistică, în zona aceasta e folosit în special motorul pe benzină, fiind mai iute la întreceri? Sau întâlnim și mașini diesel? La raliurile de viteză, da, preponderent sunt folosite mașinile pe benzină, pentru că au o plajă de putere mai mare ca la au cele un boost, diesel. Boost mult mai. Exact. Și în privința mea sunt și mai oferă o performanță mult mai ridicată ca și mașinile diesel în acest domeniu, în motorsport. Iar la raliurile de regularitate, unde se merge cu o mașină uzuală, fără modificări, acolo, da, mai sunt prezente și mașinile diesel. Acolo mai mult e după preferințele proprietarilor. Și dacă este să vorbim așa la modul general, ce te încântă sau satisface mai mult? Dieselul sau benzina? Benzinarul? Mașinile motorul? Pe benzină sunt mult mai aproape de sufletul meu, să zic așa. Pentru că îți place viteza. Și viteza și performanța acestora. Și curățenia, să zic așa. Motoarele diesel având reputația de a fi murdare. Exact. Și la propriu și la figurat. Murdare, pline de ulei și așa mai departe, da. Benzina e și mult mai ușor în privința mea de lucrat. Motorul este mai simplu la benzinare? Chiar și la modelele mai noi? La modelele mai noi un pic se complică treburile. Dar tot benzinarele rămân mai simple decât dieselurile exact, mai noi? Exact, da. Și oarecum se păstrează tradiția, motorul diesel complicat, costisitor, la întreținut. Corect. Și chiar dacă consumul este mai mic la diesel, da. Iar benzinarele curate și mai simple comparativ cu dieselurile. Mai simple și în privința mea mult mai fiabile și mult mai nepoluante, să zicem. Și nu așa zgomotoase ca și dieselurile. Și nu așa zgomotoase, au un sunet mult mai frumos
decât motoarele diesel. Ai că am intrat în zona motoarelor și pentru că ai venit cu un vehicul electric spre emisiune, pe două roți, iată că un fan al automobilismului marșează pe acest mod de deplasare eco și folosește un vehicul pe două roți. E electric, da, evident. Vorbim de o trotinetă electrică. Ce părere ai de motorul electric al mașinilor din prezent? Dacă cineva sau undeva ai câștiga o mașină electrică, ai fi mulțumit de ea sau ai vinde-o ca să te reîntorci la ceva ce e poate mai pe sufletul tău? Care e părerea ta despre motorul electric? Sincer, motorul electric la capitolul performanță, vorbim de motoarele electrice din mașini, îl depășesc și pe cel al pe benzină și pe cele de pe motorină. Pentru că cuplul e instant, nu poluează în orașe deloc. Și sunt mult mai fiabile. Sunt printre cele mai fiabile motoare pentru că au mai puține elemente în mișcare decât motoarele convenționale. Dar iată că există un dar. Întoarce către motoarele cu combustie internă. Combustie internă pentru că au un loc în sufletul meu și e vorba de o pasiune până la urmă. Ai crescut cu mașina cu tobă de eșapament, nu? Exact, exact. Să zic așa, mașinile electrice, trotinete, biciclete sunt bune pentru a-ți face munca de zi cu zi. Să te deplasezi în stânga și în dreapta. Dar când vorbim de, nu știu, o plimbare sau o excursie undeva, tot cu o mașină combustie internă. Ținând cont de faptul că benzina și motorina au sărit de oblei, bine, și mai ținând cont de faptul că în Târgu Mureș se circulă foarte greu, vezi aceste mijloace de deplasare precum, de exemplu, cea cu care ai venit tu, trotineta electrică sau poate bicicleta, le vezi în viitorul apropiat ca o alternativă la traficul din Târgu Mureș sau și din Târgu Mureș? Da, având în vedere traficul din zilele acestea, e mult mai convenabil și pot zice chiar și mult mai rapid cu o bicicletă electrică, o trotinetă electrică. Și astfel, dacă ne deplasăm cu aceste mijloace de transport, cumva ajutăm și noi la decongestionarea traficului, să fie un oraș mai aerisit. Mai curat. Mai curat, da. Dacă vorbim de automobilism, ca ramură sportivă, n-avem cum să nu ne gândim și la accidente și la accidentări. Tu sau voi ați avut parte de evenimente nedorite în decursul vremii? Până acum, din fericire, nu am avut parte de astfel de evenimente. Ieșiri în decor pe circuit au mai existat, dar fără pagube materiale sau de oricare fel. La raliurile retro, care este ținuta obligatorie? La vestimentație? Vestimentație în sensul de piese cu care ești obligat să intri în mașină când începe concursul. Cască? Nu, la raliurile de regularitate nu e nevoie de astfel de elemente de siguranță. Se merge pe principiul că e o mașină mai lentă, da, și nu... Da, și acestea se petrec pe drumuri publice deschise circulației, cu respectarea regulilor de circulație, astfel că nu împingem mașinile la limită. Dar la raliurile de viteză, da, acolo e nevoie de un combinezon, lenjerie ignifugă, combinezonul ignifug, cască și un element Hans,
pentru a-ți ține gâtul într-o poziție corectă în caz de accident. Chiar cele două mașini ce le pregătim anul acesta le vom pregăti din punct de vedere a siguranței la cele mai înalte standarde, aș putea spune, chiar dacă ele în sine sunt niște mașini retro cu o vârstă de peste 30 de ani. Standardele de siguranță trebuie respectate pe acestea din ziua de azi. Unde se desfășoară raliurile de viteză, să zicem, nu știu, pe un capăt de autostradă terminat, dar autostrada încă nedată în exploatare, pe un drum, nu știu, național închis, de regulă unde au loc aceste întreceri? Raliurile de viteză se desfășoară pe drumuri publice, închise circulației și deschise. Raliurile au două componente. Partea de etapă, traseul de la o probă specială la cealaltă, care pe această porțiune se merge pe un drum deschis, circulații publice, iar partea de probă specială, unde se merge cu viteze mari și încerci să scoți un timp cât mai bun, acela e de asemenea tot un drum public, dar închis circulației publice. Chiar weekendul acesta a fost Raliul Argeșului, care una din probe speciale a fost chiar vestitul Transfăgărășan. Și? Ați fost? Nu am reușit pentru că eram la o altă etapă, la cea de care ziceam, la Târgu Mureș. Și încă avem de lucru la mașini. Aș preconiza încă o lună până ce am putea să mergem acolo. Ați putea face în viitorul apropiat să dispuneți de două echipe? Dacă mai sunt așa evenimente în paralel, să le puteți bifa? Da, de aceea pregătim și aceste două mașini. Vom putea să participăm în paralel și la raliuri de viteză cu un echipaj și la raliurile de regularitate. Mai mult, una dintre mașini o vom folosi și la viteză în coastă, care aceea e o altă disciplină a automobilismului. Dar chiar explică-ne puțin, că poate mulți din cei care se uită sau se vor uita nu sunt familiarizați cu terminologia. Viteza în coastă este clasicul viteză pe traseu montan. Traseul are o lungime de maxim 6 km și se desfășoară în rampă. Adică e obligatoriu ca să urci pe un drum cu serpentine. De obicei, într-o zi ai 5 urcări în care încerci să scoți cel mai mic timp posibil de la start până în finish. Până în finish. La viteză în coastă, mașinile sunt mult mai performante, sunt viteze mult mai mari ca la raliu. Sunt mașini care ajung și la 1000 de cai. Diferența, să zic așa, între raliu și viteză în coastă este că la viteză în coastă mașina trebuie să fie cât mai performantă pe o distanță mică de drum. La raliu mașina trebuie să fie cât mai fiabilă, dar totodată și performantă, pentru că la raliu vorbim de 400-450 de kilometri unde mașina trebuie să reziste. Ce preferi? Șosea sau acel teren accidentat de coastă despre care ai vorbit mai devreme? Și la viteză în coastă e tot asfalt, e obligatoriu asfalt să se meargă. Mai vedem întreceri în care terenul e accidentat și dacă e un viraj mai strâns, chiar zboară praful în urma autospecialelor. Etapele de raliu, de viteză, pe Macadam. Campionatul național de raliuri e compus din două părți mari, Macadam și asfalt. Și da, sunt câteva etape de Macadam și la noi în țară, care mi se 3 etape, dar acelea sunt destinate autovehiculelor mai noi, să zic așa.
Cele istorice merg doar la campionatul național. E de înțeles. De asfalt. Să nu se rupă prin munte pe undeva. Da, da. Pentru că nu, costurile cresc foarte mult și nu... Nici, ar fi și păcat greu să rupi o mașină istorică pe un drum cu bolovan până la urmă. Cum este acest fenomen în România? Spune că din 2020 aveți asociația, dar cu siguranță pasionat de automobilism ești de și mai mult timp și ai urmărit cu atenție fenomenul. Ori în acești ani, care este trendul în România? Prinde aripi? Este pe o pantă ascendentă, descendentă, stagnează? În România crește tot mai mult acest sport în ultimii ani. Vedem o implicare cât mai mare și a federației și a autorităților și a diferitelor companii care vin în sprijinul sportivilor, sprijinul organizatorilor. Pentru a, în calitate de sponsor. În calitate de sponsor, da. Pentru a reda atât pentru sportiv și pentru spectator o experiență cât mai bună. Chiar în ultimii ani a început și să se difuzeze la televizor unele etape. Să se promovarea și mediatizarea mai mult acest sport. Ajută. Da. Și cu fiecare an, fiecare an, fiecare ramură din automobilism crește tot mai frumos. În periplul tău prin țară, unde ai simțit publicul cel mai numeros și mai cald și mai atașat de acest fenomen automobilistic? Că sigur nu peste tot este la fel, pentru că așa cum doi oameni nu seamănă deloc sau în mare parte, așa și publicul din orașe diferite diferă. Corect. Dacă vorbim de etape unde am participat ca și concurent, ca și sportiv, fost etapele din 2018 și 2019 de la campionatul Klausenburg Retro Racing, care este un campionat dedicat mașinilor istorice. Și se desfășoară pe circuite de viteză, iar publicul cel mai numeros și antrenant, să zic așa, care veneau cu o pasiune să privească competiția, a fost la Târgu Secuiesc, unde de fiecare dată când mergeam... Localitate mică, dar uite. Localitate mică, exact, dar foarte pasionați. De fiecare dată când mergeam și aveam un start festiv, toată piața centrală era plină de oameni interesați, curioși, și la circuit venea un număr foarte mare. Acolo aș putea zice ca și participant că e publicul cel mai înfocat unde am participat eu din postura mea de concurent. Și la Târgu Mureș, de asemenea, chiar weekendul acesta, cum ți-am spus, la Kessel Rally, am avut startul din St. George de Mureș și sosirea am avut-o la cetatea din Târgu Mureș, unde de asemenea a fost un public foarte numeros, pot să zic că nemai văzut la o etapă de raliu de regularitate. Și ne-a lăsat impresionat și totodată foarte bucuroși pentru că lumea începe să afle tot mai mult, să vină, să discute și de ce nu să intre și ei în acest hobby. Foarte interesant și îmbucurător, iată că lumea e tot mai numeroasă când vine vorba despre un eveniment automobilistic. Spuneai de evenimentul care a fost în weekend, care va fi următorul eveniment pe care îl veți bifa, la care veți participa? Următorul eveniment sper să fie, să reușim să ajungem la raliul Carpați Retro, care va avea startul la Târgoviște în 11-12 iunie. Acolo vom participa cu Mercedesul, cu cel din 1992.
și unde sperăm să avem un rezultat mai bun decât cel de la Târgu Mureș. Alegeți mașina în funcție de eveniment sau pur și simplu așa cum vine? Mașina o alegem... Ele fiind două tot timpul pregătite. Nu, mașina o alegem în funcție de clasa în care dorim să participăm. Cum ți-am spus, anul trecut am participat cu Dacia la tot campionatul, unde am reușit să câștigăm la clasa Dacia și la clasa G. Clasa G e clasa destinată mașinilor construite între 1971 și 1980. Iar deoarece am reușit și am câștigat acea clasă, am zis ca anul acesta să schimbăm materialul de concurs, să trecem într-o altă clasă, o altă experiență și alte provocări. Și de aceea anul acesta mergem cu acest Mercedes din 1992, unde concurența e și mult mai mare, pentru că mașini mai noi, sunt mașini mai noi, mai multe mașini. Mai multe, da. Da? Și sperăm și anul acesta să facem aceeași performanță și cu aceasta. Și colegii tăi activează tot în, ca job principal în lumea aceasta auto, pentru că vreau să te întreb, ținând cont și de ei, dacă sunt în aceeași breazlă, dacă se poate trăi în România exclusiv din pasiunea automobilistică. Unul dintre colegii mei, Mihai Maier, el este activează în domeniul ingineriei biomedicale. Este plecat din țară, lucrează în afară. Deci iată că la el nu se adeverește exact că poate trăi doar din automobilism. Exact. Dar tot timpul, la fiecare etapă, revine în țară, este alături de noi, participă alături de noi și ne ajută foarte mult. Și cel de-al treilea, Nicușan Mihai, el activează în domeniul prelucrării metalului, aș putea spune. Are o companie de sablare și și turnătorie. Deci un pic poate avea legătură cu automobilismul. Poate. Exact, dar să trăiești din automobilism sportiv, greu. Deocamdată nu credem că este posibil. Greu, greu. Mai mult din celelalte activități adunăm, strângem și ca să susțineți o pasiune. Ca să susținem această pasiune. Știm mai mult cum e, fiecare avem. Mai mult e o pasiune și nu un mod de a fi, în sensul că o sursă de venit principală. Exact. Mașina îl face pe om sau viceversa, ținând cont de faptul că unii se confundă cu bolidul în zilele noastre? Nu. Sunt de părere că nu mașina îl face pe om, ci omul face mașina. Adică nu cred că mașina ar trebui să fie o imagine a ta. Dar ai văzut că pentru unii e. Pentru unii e și e un, părerea mea, e un lucru greșit. Mașina ar trebui să fie un mod de deplasare, mijloc de deplasare. Sau dacă vorbim de mașinile retro, să fie o pasiune, o artă, un obiect efectiv de artă. Dar nu, mașina niciodată nu o să-l facă pe om. Ce părere ai de persoanele care mai umblă pe la sistemul de evacuare și pur și simplu urmă și urlă și lasă urma fonică după ei, astfel încât la o ambalare pornesc alarmele pur și simplu? Părerea mea este că dacă îți dorești acest lucru, să auzi
motorul mașinii foarte tare, să mergi cu mașina foarte tare. Trăim în niște vremuri în care e foarte accesibil să faci aceste lucruri într-un mediu bine organizat și lipsit în mare de pericole pe un circuit. Cred că te referi la Transilvania Motoring. La Transilvania Motoring ar fi un loc unde ai putea să faci foarte aproape de Târgu Mureș. Exact. Și sunt nenumărate evenimente, mai ales acum vara, unde poți să mergi tare cu mașina, să vezi ce poate. Și, cum ziceam, ești lipsit de orice pericol, mai mult sau mai puțin. Și nu ar trebui făcute aceste lucruri pe stradă, unde mai sunt și alți participanți la trafic. Sunt multe opțiuni și sunt și foarte frumoase aceste evenimente și invit pe toată lumea care are o mașină și își dorește să poată face acest lucru și din postura de amator și din postura de sportiv profesionist. Sunt evenimente unde nu necesită o licență sportivă pentru a participa. Sunt track day-uri organizate la motoring unde pentru o sumă modică te poți duce și să te dai pe circuit toată ziua cu mașina. Să vezi ce poate. Să vezi ce și atunci poate. Nu-ți mai vine să exact. Și atunci turezi, pe drumurile publice în oraș. Nu mai ai nevoie de așa ceva. Iată o invitație perfectă la a-ți consuma adrenalina într-un loc cât se poate de sigur, pentru că ea, dacă debordezi de ea, să nu o pui în practică în oraș. Pe final de One to One vreau să îți aduc în față așa câteva modele sau mărci de mașini și să-mi spui ce reprezintă pentru tine. Și hai să începem cu Trabantul, că poate e cea mai drăguță dintre toate la care putem face referire. Trabant, așadar. Trabantul mi se pare o mașină simplă care la momentul în care a ieșit ea pe piață era văzută de către public ca nu neapărat o eliberare, dar un autovehicul foarte accesibil pentru publicul larg. Și a deschis acest drum ca și cetățeanul de rând să poată avea o mașină. Lada. Lada? O mașină sovietică precar. Cu care ai copilărit. Cu care am copilărit. Nu știu dacă la voi în Republica Moldova erau, dar la noi în anii 90 erau foarte multe olsituri. În Republica Moldova n-am prea văzut olsit. Prima dată de aproape am văzut un olsit acum 2 ani și m-a uimit faptul că... Avea răcirea pe aer? Nu, că frâna o avea pe cutia de viteză, nu avea discuri de frână pe butucul roții, avea un disc de frână pe cutia de viteze. Și mai bine? Mai da. Fiabil așa? Nu e mai bine, e mai rău. Riscant. Da. Da. Dar a fost o soluție tehnică, mă gândesc eu, de moment, care i-au ajutat să reducă anumite costuri de producție. În schimb avea, din câte știu și am auzit, răcire pe aer, ceea da. Ce era... Avion, ce să mai... Exact. Avion cu reacție. Hai că mă duc mai departe. Am spus Trabant, am spus Allseat, am spus Lada. Hai să mergem și într-o zonă mai nouă. Tesla. Tesla, aș putea zice, una dintre cele mai performante mașini electrice. Dar un pic e foarte ridicat în slăb, e un hype general în jurul lui, în jurul ei, dar la partea de putere și autonomie,
depășește mult anumite margi, dar la partea de calitate a materialelor folosite lasă de dorit. Cum ziceam la început, trebuie să fie o simbioză între calitate, frumusețe și performanță. Pentru că a făcut mare vâlvă anii trecuți scandalul Dieselgate, aș pomeni și marca Volkswagen. Volkswagen mi se pare o mașină comună. Neaducând nimic special în piața auto. Când vorbim despre mașini de performanță. E o mașină comună de zi cu zi care îți faci treaba și e fiabilă. Chiar uneori foarte fiabilă. Mercedes? Mercedes o mașină elegantă și foarte atrăgătoare și totodată cu performanțe foarte bune la anumite modele. BMW? BMW e motorsport în sine. Și trebuie să încheiem apoteotic Dacia. Dacia, o mașină de larg consum. Aș putea să o caracterizez. Care face de toate. Sau a făcut de toate. Și încă face, mai face de toate, da. Pentru unii. Au o gamă largă de modele pentru, chiar aș putea spune, pentru fiecare activitate. Chiar și springurile acestea noi. E părerea mea prin oraș. Strict pentru oraș, e mașina perfectă. E micuță, testrecori. Nu poluează, testrecori, consum nu zero. Alimentezi la pompă, exact. Pentru că e electrică, exact. Și îți faci treaba. Ioan, mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru că activitatea voastră implică deplasări și uneori chiar și riscuri. Vă dorim să aveți spor în toate. Să n-aveți evenimente neplăcute. Mulțumim frumos. Și mai mult decât atât, să veniți înspre casă în siguranță și dacă se mai poate și cu premii sau cu poziționări pe podium, este și mai bine. Dar oricum să aveți baftă în toate. Doamne ajută, mulțumim. Mulțumesc tare mult și spor la recondiționat și rearanjat și refezandat modelele care vă sunt încă în garaj. Mulțumim! Cu mare, mare drag am stat de vorbă cu Ioan Plămădial, iată omul care ne-a vorbit despre mașini retro, președinte al asociației Club Sportiv MNP Racing Târgu Mureș. Suntem încă live pe One to One și Ovidiu Mita și de asemenea live pe Mureș 24 și Ieși din Târgu Mureș Dacă, iar acest material cu Ioan va ajunge în scurtă vreme și pe canalul nostru de YouTube One to One și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Deocamdată atât, până data viitoare, spor în toate, numai bine!